Salut, gemeni! Voi face citirea pentru săptămâna 27 februarie-5 martie 2023, o săptămână pentru care veți primi și horoscopul. Patru de monede. S-ar părea că vreți să faceți ceva economii în această săptămână și dați foarte mare atenție acestui fapt, economiile pe care vreți să le faceți. Voi gândiți la un prinț de bâte. O persoană care va aduce o veste, deci veți primi o veste din partea unui bărbat. În ceea ce privește fericirea, aveți luna. Am putea spune că sunteți foarte bârfiți. Aveți un drum greu prin această dorință de a fi fericiți. Fiecare nu ne dorim fericirea, așa și voi, un drum marcat de persoane care vă mint, vă lingușesc, vă întind capcane, vă bârfesc. Sfatul arcanei este: încercați să observați și să acționați în consecință. În ceea ce privește 6 de spade, legat de un curs, legat de o călătorie, voi faceți o schimbare de studii, schimbați ceva, programul, planificarea, și vă doriți să fie armonie, liniște, persoanele cu care mergeți într-o călătorie. Resursele. Locul de muncă. Și cariera. În resurse ați făcut foarte multe, dar totuși așteptați ceva să primiți. Voi sunteți în așteptare, așteptați să primiți ceva care să vă aducă fericirea. Pentru eforturile voastre, pentru munca voastră, sunteți în această așteptare, așteptați să primiți ceva care va aduce fericirea. În ceea ce privește locul de muncă, un prinț de monede, vă gândiți la un bărbat cu ascendent zodie în fecioară, un bărbat care călătorește foarte mult, dar realizează venituri importante. Pare să vă bazați pe această persoană și pe veniturile ei, adică sperați foarte mult. În ceea ce privește marele preot, cariera voastră, trebuie să vă consultați conștiința. În orice ați încerca să faceți, chiar dacă vreți să schimbați ceva, să luați o atitudine, să faceți ceva, este bine să vă verificați conștiința voastră dacă sunteți pregătiți pentru acel lucru, dacă este pentru voi și vă simțiți bine în această menire a voastră. Comunicare, contracte și relații. În comunicarea voastră cu apropiații, ne gândim la veri, frați, surori, verișoare, vecini, arătați dragostea, arătați iubirea, arătați dorința de a-i ajuta pe aceștia, de a fi alături de ei. Iubirea față de divinitate, vă simțiți foarte bine, este o stare de beatitudine, de iubire generală, pe care voi o arătați celorlalți. În ceea ce privește contracte, asocieri, procese, am putea spune că v-ați fixat voi un scop, ați dorit ceva,
dar totuși sunteți departe de ceea ce v-ați dorit. Vă dați seama că piedicile voastre sunt destul de importante, așa cum acest personaj să poată să ajungă la cetatea pe care o are în depărtare, ar trebui să treacă râul, trebuie să întoarcă înapoi, să caute podul și să treacă pe acest pod râul. Deci am putea spune că și voi sunteți în aceeași situație, deci departe de a fi obținut ceea ce v-ați dorit. În ceea ce privește regele de spade, este vorba de relațiile voastre. Poate fi vorba de un protector, un bărbat în vârstă, sau chiar de un prieten, un bărbat care vă arată legalitatea, vă arată ideile, vă arată regulile, concepțiile. Și am putea spune că este o persoană foarte rece, o persoană mentală, dar este o persoană care vă corectează. Cumva el vă scoate în evidență greșelile voastre și încearcă să vă corecteze, să vă ajute. Familia, schimbări și cealaltă vine la secret sau karmă. Familia, pentru voi un patru de bâte arată o preocupare legată de casă. Vă doriți să închiriați o casă, vă doriți să cumpărați o casă, planul vostru este legat de o casă. Vreți să investiți în această casă, sunteți foarte preocupați de această casă. În ceea ce privește optul de spade, am putea spune că aveți o veste care vă dă o stare de blocaj. Nu puteți să dați răspunsul, vă simțiți blocați în această situație cu 8 de spade. Este bine să vă liniștiți și să căutați soluții, fiindcă le veți găsi. Veți găsi aceste soluții pentru 8 de spade, pentru această veste. În ceea ce privește karma voastră, sacrificii, am putea spune mai puțin sacrificiu, secrete, este vorba de împărăteasa. Mica benefică Venus care vă atenționează că puteți primi ceea ce voi vă doriți, dar numai să vă doriți posibilul. Deci, dacă vă fixați ce este posibil, este ca și îndeplinit. Împărăteasa este și ea o suverană, este și ea o stăpână care este capabilă, este, cum să spun, în puterea ei stă să vă ofere ce este posibil. Deci trebuie să vă doriți numai ce este posibil. Am putea spune că este o săptămână în care sunt lucruri pe care voi le știți în calea voastră, deci fericirea pentru voi nu este ușor de obținut. Aveți aceste bârfe, minciuni legate de ceea ce voi v-ați dori să fiți fericiți. Menirea voastră, cariera voastră, trece prin acest mare preot care vă atenționează, este conștiința voastră. Și, de asemenea, împărăteasa pe karma voastră, ceea ce este benefică, fiindcă ea vă ajută tot timpul cu ceea ce este posibil. Este mica benefică Venus pe care vă puteți baza. Cam aceasta este citirea pentru voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.